vrea să spun un cuvânt, luat în două versete care s-a citit și aș vrea să le citesc, este vorba despre Hâmb. Versetul 2, face în bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Și versetul 5, să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Dar cu întrebarea, cum putem să dovedim că avem același gând? Și chiar și imaginea care a fost prezentată la început cu acel bătrân în piatră, care mergea în față, îmbrăcat la trei chestii. Așa am văzut. Adică cum? Haina, cămașa și cravata. Și am înțeles, poate, nu greșit. Toată comunitatea, toată adunarea e îmbrăcat în felul acesta. Băi, această adunare, de adevăr, avea același gând. Toți îmbrăcat la fel. Când nu suntem îmbrăcat la fel, înseamnă că avem gânduri diferite. În ce privește îmbrăcămintea, bineînțeles. Dar nu spune să avem toate aceeași simțiri și aceeași... Da? Și aici am zis, totuși aici există ceva care nu ne une, nu e același gând. Cineva poate să aibă gândul acesta că întotdeauna îmi e prea să vină la adunare. Alții zice, nu, când pot. Când pot. Oameni suntem diferiți în gândire. Dacă este vorba să avem același gând, hai să vedem cum gândește fratele de lângă mine, să fim la fel. Bineînțeles, în ce privește îmbrăcămintea, numai cei care vorbesc, că să aibă la adunare. Și eu la fost când m-am îmbrăcat, de fapt m-am îmbrăcat altcineva, m-am gândit. Îți matei și haina? Nu e greu, nu e prea cald? Dar asta e prea aproape de adunare. Și? Cravata vale, cravata să nu ție. Păi, mă, ce mi-e haina, ce mi-e cravata, ce mi-e... Și în primul acesta, deci m-am gândit la lucrul acesta, înainte de a întâmplat. Și mai trebuie, și mai sunt gânduri care sunt la fără, pentru că să fim îmbrăcați. Nu știu în ce semnificare are și îmbrăcămintea, în ce crește acum. S-ar putea să aibă sau să nu avem gândirea aceasta, nu s-ar desfăta gândul acesta, dacă să fim tot la fel sau să fim diferiți. Și dacă suntem diferiți în toate lucrurile, atunci care este gândul care ne unește? Deci gândul să avem același gând și gândul acesta al lui Hristos. Cum să dovedem lucrul acesta? Dumnezeu să ne dea înțelepciune ca să descoperim.